Acum filmez în micuțul birou columbofil al veteranului Pufilie din București, campion și olimpic român. Micuțul birou, unde sunt găzduite o parte dintre cupe. Văd că n-ați mai avut etajere să mai puneți și în ultimii ani. Astea v-ați oprit la 2008? Nu, le-am pus aici. Le-ați mai pus și sus aici? Da. Da, dar sunt convins că e oferta e mult mai mare, adică cupele... Alea de acolo sunt ale lui Sotir. Da? Răposatul Sotir. Ce cupe frumoase, da. Super. N-am văzut niciodată. Care a murit în 2000. Da. Un crescător la fel, foarte important în capitală. Este? Și foarte... Și aici o parte dintre porumbeii dumneavoastră, nu? Ăla este porumbelul, o poză trimită de cehul ăla care m-am prietenit cu el. Da, 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 da. Vedeta lui. Aici o diplomă pe care ați obținut-o la Gdansk în 1999, pe 10 iulie, cu porumbelul 2221-617. Din nou. Iar cea mai bună asta este... locul 1 de la performanță. A avut locul 1 la prima etapă performanță și locul 15 la următoarea etapă de la Kirovograd. Pe tot Bucureștiul, nu? Super. 3312 porumbei. În anul ăla am avut locul 1, 2, 3, 4 pe București eu. Aici arhiva ținută frumos în fișet, nu? Da. Da, foarte frumos. Asta e zborul pe mare. Da? A, nu, Krasnodon. De la Krasnodon. Foarte frumos, într-adevăr. Da. Asta e... seminațional pe zona de est a României. De la Krasnodon. Care aia patru de acolo, diplomele alea de în spate la cupe. Da, da, da. Toți da. Sunt veniți de la Krasnodon. Stai că asta e al doilea concurs. Cât de meticulos erați și cum le... Uite! Da. Vezi? Pervomansk. Da. Locul aici pe București. Da. Și aici pe club. Da. 1, 2, 3 pe București eu. Cu porumbița asta de aici. 11.53. Pe urmă 11.25. 129.982 și așa mai departe. Și aceeași porumbiță, de asta a fost la kilometri 528 de kilometri. Iar aici, la 753 de kilometri, aceeași porumbiță, 1153, a avut locul 15 pe București, da. Și locul 2 pe club. Da. Da, da. E, linia aia, din păcate, nu mai am. Nu mai aveți, nu? GIF. GIF-i, nu? Giuseppe de Vinde. Da, știu. Ne-ați vorbit în decursul anilor de mai multe ori de ea, mai avem înregistrările. O linie la fel care... Da. Giuseppe de Vinde a avut locul 1 pe Belgia cu tata lui Masculu care l-a luat de la el. Aici un ecuson din 1964, AGVPS, clubul era Columba 23 august, nu? Așa, da, era pe Pantelimon, lângă intersecția la Socole acolo, 64 Varșovia. Foarte frumos. Super. Munca de viață aici, nu? Medalii, cupe,
plachete, o să filmăm acum și una dintre plachete aici, în care sunteți desemnat membru de onoare al Asociației membru Crescătorilor de Porumbei, da, imediat. Deci aici este un afiș de prezentare al crescătoriei Van Damme Bodaer, de unde ați mers și ați cumpărat personal porumbei, nu? Da. Iar asta e mama, deci Ostonea are doi băieți, cel mai mic avea vreo 3 ani și a venit cu un pui în mână, o flamandă cu taică. Și dacă a zis așa băiatul, poftim, ce a zis? Tată, dă-i puiul ăsta lui nenea. Și atunci Giunsune a luat de pe perete tabloul ăsta și uite, și ia și dat un porumbel din 1991, da. Și a făcut treabă bună cu ei, din câte știu eu, nu? Da. Aici o plachetă jos. Membru de onor al Uniunii jos și sus pe București. Iar mai sus, activitatea câteva din activitatea profesională, da. Reprezentanța, director la reprezentanță de 1. Da. Și sus, frumos. Cum reușeați la momentul ăla să le împăcați și pe una și pe alta? Pentru că știu că și în domeniul profesional ați fost o persoană care s-a implicat mult. Nu erau pretențiile care sunt astăzi. Nu erau, nu? Nu erau pretenții. Da? Oricum, se cereau și atunci planuri de vânzări, nu? O la servici? Da. Bine, la servici aveam director comercial. Aici o diplomă de la participarea la Olimpiada Columbofilă la Ostende, da. În 2007, diplomă de onoare. Și asta e locul lui pe țară. Da. V-ar fi plăcut să aveți un nepot care să-i placă porumbei? Cum ar fi fost? Din păcate... Când ai mai fi eu, toate astea merg la copii, la școală, la grădiniță. Da. Vor fi date cadou. Da, așa este. Ce să fac? Păcat. Azi. Oricum, să știți că noi vă felicităm încă o dată pentru Mersi. Marea asta pasiune columbofilă care o aveți și pentru tot efortul pe care l-ați depus. Să știți că nu e unul mic deloc. Pentru că în ultimii ani, de când vă cunosc eu personal, să fie... Acum mi-e tare greu. Vă-i greu, știu. Sincer, mi-e greu. Dacă n-ar fi un vecin să mă ajute, Buda îl cheamă, bine de mă ajută la prins porumbei, când e liber. Da. Ați fost obișnuit să munciți mult, să fiți tot timpul în priză și când te mai lasă puterile, e greu, nu? Asta e viața. Asta e viața. Vă mulțumesc mult încă o dată. Cu stimă. Sănătate.